Ne așezăm într-o postură cât mai confortabilă. Fie întinși pe spate, cu palmele orientate către tavan de o parte și de cealaltă a trunchiului. Fie înșezut, cu picioarele încrucișate la nivelul tibiilor, spatele cât mai drept, palmele pe genunchi. Gâtul lung, coloana dreaptă. Inspirăm și expirăm pe nas, conștient, observând aerul care intră și care iese pe nări. Începem să relaxăm ușor corpul, din cap până în picioare. Lăsăm umerii moi, brațele moi. Picioarele moi, abdomenul moale, relaxat. Inspirăm lung pe nas. Expirăm lung pe nas. Încă o dată inspirăm profund. Și expirăm. Inspirăm încă o dată. Și ne relaxăm și mai mult tot corpul cu următoarea expirație. Rămânem aici cu atenția în interior. Observăm cum ne simțim. Ne regăsim acum într-un loc în natură. Ascultăm sunetele din jur. Ascultăm vântul, simțim vântul pe pielea noastră. Ascultăm păsările care cântă. Simțim mirosul ierbii proaspete, mirosul pomilor, mirosul frunzelor. Privim în jur și observăm spațiul în care ne aflăm, acest loc din natură, în care ne simțim în siguranță, ne simțim bine, bucuroși să ne aflăm aici. Înaintăm privindu-ne tălpile. Înaintăm călcând pe acest pământ care ne susține cu bucurie. Și observăm în fața noastră o răscruce de drumuri. Drumul din dreapta este un drum printre pomi, o alee construită poate de alți pași. Observăm drumul din stânga. Este un drum nebătătorit, un drum pe care se pare că nu au mai mers multe persoane. Nu-i vedem capătul, nu vedem direcția în care merge. Nu distingem
unde continuă. Observăm cele două drumuri și încercăm să luăm o hotărâre pe care dintre aceste drumuri vom merge în continuare. Și oricare ar fi decizia pe care am luat-o, ne hotărâm acum să mergem în drumul din stânga. Acest drum care nu pare cunoscut de multă lume și totuși care ne atrage prin natura lui necunoscută nouă. Începem să pășim cu un pic de teamă, cu un pic de curiozitate în suflet. Continuăm să mergem, să observăm spațiul din jur, să observăm unde ne duce. Observăm cărarea care abia se distinge și decidem să formăm noi o cărare nouă, doar pentru noi. Și continuăm să mergem observând vegetația din jur, ascultând sunetele. Mirosind, simțind pe piele vântul, aerul din jur. Continuăm în acest spațiu necunoscut și observăm în zare o deschidere imensă și cum răsare departe o plajă și marea, o mare liniștită, de o culoare minunată, îmbietoare. Continuăm să înaintăm către această plajă. Observăm deschiderea, observăm orizontul, observăm cerul. Observăm acest spațiu deschis. Unde se regăsesc o infinitate de posibilități. Știind că putem să o luăm în orice direcție din acest moment, însă alegem să mergem către mare, alegem să gustăm și să simțim apa mării, înțelegând că acolo ne putem curăța, putem spăla orice gând negativ, orice energie nefolositoare. Cu inima deschisă către acest spațiu amplu, deschis, înaintăm cu bucurie, cu entuziasm și cu curaj. Cu nerăbdare să ne curățăm, să ne eliberăm
și să ne simțim ca noi. Să ne simțim renăscuți din această apă. Dacă am ajuns la mal, hotărâm să dezbrăcăm hainele, să ne dezbrăcăm de orice mască pe care am purtat-o de-a lungul timpului, pentru a fi acceptați, poate, pentru a primi iubire. Și decidem că suntem bine și perfecți, exact așa cum ne-am născut. Intrăm în apă. Și lăsăm apa să ne curețe. Observăm temperatura apei. Introducem și capul. Și dacă avem curaj, deschidem ochii în interiorul apei. Apoi ieșim la suprafață și ne bucurăm de apă, ne bucurăm de cer, ne bucurăm de acest spațiu în care ne aflăm. Observăm cum corpul nostru se simte relaxat și ușor în apă. Toate greutățile rămân aici. Când ne simțim pregătiți, ne întoarcem și privim către mal, privim cărarea pe care am venit. Observăm pașii noștri pe nisip. Și înțelegem, conștientizăm acum că drumul nostru este unul singur, este un drum propriu, pe care numai noi îl cunoaștem. Și dacă avem curaj să pășim pe acest drum, să alegem acest drum, ni se va deschide acest univers plin de posibilități, nemărginit. Decidem să ieșim din apă pentru că simțim că am eliminat tot ce aveam nevoie de eliminat. Ne simțim corpul proaspăt, mintea limpede și clară, inima bucuroasă și curată. Putem privi din nou în urmă cu recunoștință pentru toate lucrurile pe care le-am lăsat în urmă, toate experiențele din trecut. Ne așezăm pe această plajă, pe nisipul cald, fie întinși pe spate, fie înșezut, cu tălpile încrucișate, închidem ochii . Ascultăm sunetele din jur, ascultăm marea, valurile, ascultăm păsările, poate pescăruși,
Simțim vântul pe piele, simțim căldura soarelui. Rămânem cu ochii închiși. Acest spațiu care există oricând în inima noastră și în care ne putem întoarce ori de câte ori simțim nevoia, ori de câte ori vrem să ne amintim cine suntem, că ne-am născut perfecți din apă. Inspirăm lung pe nas, expirăm, încă o dată inspirăm lung, expirăm și pentru ultima oară inspirăm lung, expirăm. Observăm mental spațiul în care ne aflăm, spațiul de unde am pornit în această călătorie. Începem să mișcăm ușor degetele de la mâini, degetele de la picioare, ne conectăm cu corpul fizic. Când ne simțim pregătiți, deschidem ușor ochii. Namaste!